Patru indivizi cu fețele acoperite au furat dintr-un magazin de electrocasnice și electronice din Slatina trei saci cu telefoane mobile. Indivizii au pătruns cu fețele acoperite și s-au dus direct în depozit, la locul unde se aflau depozitate telefoanele mobile. Toată operațiunea a durat mai puțin de 2 minute, susțin surse apropiate a anchetei. Reprezentanții unei societăți comerciale cu punctul de lucru în municipiul Slatina au sesizat prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112 faptul că mai multe persoane au sustras din incinta magazinului mai multe telefoane mobile. Chiar dacă magazinul avea sistem de securitate, furtul s-a putut face foarte repede. Spargerea de la Slatina nu este singulară. În ultimele luni, mai multe magazine din țară ale aceleiași firme au căzut pradă hoților. Și la Iași, Petroșan, Târgoviște sau Alba Iulia, autorii furturilor au fost tot în număr de 4, aveau fețele acoperite și au sustras cu precădere telefoane mobile, aparate foto și laptopuri.